Ploile abundente au făcut prăpăd în mai multe orașe din țară. Mașinile au rămas în apă pe unele din cele mai importante bulevarde din Constanța, Slatina sau Arad. A fost cod portocaliu de ploi și grindină în mai multe județe din țară. Vremea rea și-a făcut apariția în mai toată țara. În unele zone ale țării a plouat într-o singură noapte cât pentru o lună întreagă. De exemplu, o oră și jumătate de ploaie torențială a paralizat complet traficul din Constanța, nu doar pe străzi, ci și pe un bulevard important din oraș. Totodată, mai multe zone din municipiul Slatina au fost inundate luni dimineața din cauza cantității mari de precipitații, care a căzut într-un timp foarte scurt, pompierii și polițiștii făcând cu greu față situației. Și în Arad, ploile au făcut prăpăd. Mai multe străzi din municipiul Arad au fost inundate luni în condițiile în care, în urma ploilor, canalizarea nu a făcut față cantității mari de apă, iar în zona în care leagă un cartier de centrul orașului, apa depășește 50 de centimetri. A fost cod portocaliu de ploi și grindină în județul Mureș și Constanța și galben în Buzău, Brăilaia, Lomița, Călăraș și Tulcea. În plus, meteorologii au emis o informare de ploi valabilă până marți seara, iar temperaturile vor depăși cu greu 20 de grade.